seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale ediției. Cartierul Rudar încă fără trotuare. 4500 de metri liniari de acte și doar 2 arhivari la Giurgiu. S-a lansat oficial campania națională de informare și pregătire în caz de cutremur. Pașaportul din ce în ce mai solicitat. Prima medalie de la luptătorii de la CSM Dunărea Giurgiu. Sunt obligați să circule pe carosabil, deși pe stradă trec tirurile unul după altul. Locuitorii din cartierul Rudar așteaptă de ani de zile ca în această zonă să fie amenajate trotuare. De câțiva ani buni, de când traficul tirurilor către și dinspre Vama Giurgiu a fost redirecționat prin cartierul Rudar, așa cum este cunoscută strada care face legătura între Vamă și Șoseaua Prieteniei, calvarul locuitorilor din zonă a devenit permanent. Lipsa trotuarelor îi obligă să circule pe carosabil, mai ales atunci când pe margine nu se poate trece din cauza noroaielor. Prin zonă, tirurile trec unul după altul neîntrerupt și reprezintă un pericol imens, mai ales pentru copii, care sunt nevoiți să suporte acest coșmar în fiecare zi când merg la școală și când se întorc acasă. Oamenii sunt la limita disperării, iar unii nici nu mai cred că se mai gândește cineva să le rezolve problema. Greu. Vă dați seama, eu n-am copii, dar copiii care merg la școală, accidente cu copiii la școală, cu noi, că vedeți că mergem pe margine, prin șanțuri. Da, dacă n-au făcut trotuare, de unde să meargă copiii? Pe unde să meargă? Cu copiii de la școală, când îi luăm, mergem. Vine un tir din sens opus, unul din față. Și cum este? Intrăm în noroi, practic, sau în zăpadă, când e zăpadă. E o problemă gravă, dar nimeni nu... Și ce aștepta? Nu vrea să... Așteptăm trotuare. Ultima oară degeaba s-au strâns după alegeri că nu s-a realizat nimic. Mi se pare normal ca proiectul să meargă, să desfășoare în continuare. În primul rând avem copii și trebuie să avem grijă de ei. Eu am copilul la grădiniță, mergem ca în greu, trebuie să o luăm prin noroi. Li s-a spus că o să facă, că dacă n-a dat un... Vă trebuie trotuare sau măcar să nu mai circule tirurile? Ne trebuie trotuare. Chiar dacă circule tirurile, dar măcar trotuare să avem și noi. Uite cât e de rău. Pleacă copiii la școală, mai știi că mai vine sau nu mai vine. Păi așa e. E greu fără trotuar. Dacă e trotuar, știi și el pe unde să meargă. Păi dacă ia pe acolo, nu lovește tirul. Și câți copii și câtă lume n-a lovit, la noi aici pe Sosea, niciodată n-a făcut ca noi. Suntem buni decât să votăm și atâta. Zice, da, fac drept și când încolo nimic nu faci. Nimic! Hai, mamă! Uite, am stat acolo o grămadă de... Am înghețat de tot ca să treacă tirurile, că nu vrea să... Ăsta nu vrea să meargă, că mă calcă tirul, mă lovește. Da, ce să facem? Bine. Asta e. În repetate rânduri, locuitorii din cartierul Rudari au apelat la autoritățile locale și au reclamat faptul că aici zi și noapte pericolul de producere a unor accidente grave este foarte mare. Au primit doar promisiuni și așteaptă în continuare, trăind cu teama că în orice moment poate avea loc o tragedie. Oare cine va fi răspunzător într-un astfel de caz? Este o întrebare pe care sperăm nu va fi nevoie să o adresăm vreodată, fiindcă răspunsul nu ar mai folosi nimănui. Registrul Auto Român a verificat în 2014 peste 1600 de autovehicule la nivelul județului Giurgiu. În urma controalelor, inspectorii RAR au descoperit că peste 120 de vehicule prezentau pericol iminent de accident. Cei care se aflau în această situație s-au ales cu certificatele de înmatriculare reținute. În 2014, inspectorii Registrului Auto Român au efectuat numeroase controale în trafic în colaborare cu Poliția Rutieră. 1638 de conducători auto au trecut prin această experiență, însă nu toți au scăpat fără a fi sancționați. 124 dintre autoturismele controlate prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor majore la sistemul de frânare și la direcție. În aceste situații, una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de matriculare, care poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice la reprezentanțele Registrului Auto Român. Din totalul autoturismelor oprite, 16,36% au avut diferite probleme tehnice la sistemul de frânare. 5% dintre mașini au avut probleme legate de identitate, mai exact neconcordanțe între seria de pe caroserie și cea din acte sau schimbarea culorii autovehiculului fără a dispune modificarea în certificatul de matriculare. De verificările
opririle în trafic nu au scăpat nici cei care au circulat pe drumurile publice cu inspecția tehnică periodică expirată. În această categorie, 3,78% dintre vehicule au fost neconforme din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice. În urma analizei emisiilor poluante la 8,63% dintre vehiculele oprite, inspectorii RAR au constatat depășirea nivelului maxim admis. În urma controalelor mixte desfășurate în județul Giurgiu de Registrul Autoromân și Poliția Rutieră, pe parcursul anului 2014 au fost aplicate 486 de sancțiuni, au fost reținute 85 de permise de conducere și 455 de certificate de matriculare. Când vehiculul este imobilizat de poliție ca urmare a defecțiunilor constatate, inspectorii RAR procedează la anularea inspecției tehnice periodice. Potrivit directorului general al Registrului Autoromân, rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipele mixte de control opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni. Nu tremur la cutremur, așa se numește cea mai recentă campanie națională de informare și pregătire a populației în caz de cutremur. Campania conține și 4 materiale video sub formă de desen animat realizate de specialiștii IGSU și experți în domeniu, care le arată românilor cum să reacționeze la un cutremur cu magnitudine mare. Sâmbătă de dimineață în România s-a înregistrat cel mai mare cutremur din acest început de an, cu o magnitudine de 4,6 grade pe scala Richter, al patrulea cutremur de peste 4 grade din luna ianuarie. Poate și din acest motiv, dar și pentru că populația României nu are o educație în ceea ce privește comportamentul în caz de cutremur, ieri la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost lansată o campanie națională de informare și prevenire intitulată Nu tremur la cutremur. Astfel, prin intermediul unor filmulețe, copiilor și adulților le este explicat ce trebuie și ce nu trebuie să facă în cazul unui seism cu magnitudine mare. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Într-un alt filmuleț, românii sunt învățați cum să se comporte în caz de cutremur dacă se află în stradă. Cel mai important este să-și păstreze calmul. Păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. În cazul în care seismul ne surprinde la locul de muncă, cel mai bine ar fi dacă ne-am adăpostit sub un birou rezistent sau o grindă de rezistență. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Un alt film le este dedicat copiilor și cadrelor didactice, care sunt sfătuiți să stea departe de ferestre, de scări și de obiectele care îi pot răni. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. În ceea ce privește pregătirea populației în caz de cutremur, sunt câteva reguli generale de comportament. Fixarea mobilierului care se poate desprinde, obiectele grele care pot răni trebuie amplasate în partea de jos a încăperilor și asigurarea unei rezerve minime de urgență compusă din apă, alimente neperisabile, aparat de radio portabil, o lanternă, baterii și medicamente de bază. În perioada următoare, acțiunile inspectorate pentru situații de urgență vor urmări să atragă atenția în special asupra modului de comportare al cetățenilor în situația producerii unui seism. Demersul este orientat spre această latură de informare și educare a populației, astfel încât prin măsurile întreprinse să crească cât de mult posibil șansele de supraviețuire, iar populația să fie pregătită și pe acest tip de risc. Asigurații care au refuzat cardul de sănătate din motive religioase sau de conștiință vor primi în continuare servicii de contate de CAS. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, aceștia vor putea dovedi calitatea de asigurat prin adeverință, care va fi utilizată în paralel cu cardul de sănătate.
De la 1 aprilie, cardul de sănătate va deveni obligatoriu la medic, dar asigurații care refuză acest instrument vor putea primi servicii decontate pe baza adeverinței de asigurat eliberată de CAS, se arată într-un proiect de hotărâre de guvern. Această adeverință are valabilitatea de 3 luni și nu este necesară reînnoirea la fiecare 3 luni a cererii pentru eliberarea adeverinței de asigurat, ci doar atunci când pacientul are nevoie de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pot să vă spun că la noi în județul Giurgiu nu avem astfel de cazuri ca acest card să fie refuzat pe motive religioase sau eu știu ce alt motiv, dar acest aspect este reglementat. Persoanele care refuză cardul va depune o solicitare la Casa de Asigurări de Sănătate și dacă a primit cardul și îl refuză, îl returnează, cererea și cardul va fi depusă și va primi o adeverință de asigurat cu valabilitatea pe 3 luni de zile și astfel va dovedi calitatea de asigurat pentru a beneficia de servicii de sănătate. Asigurații care între timp se răzgândesc și doresc cardul de sănătate îl pot solicita de la casele de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență. În situația în care un card a fost refuzat, acesta va fi arhivat la sediul Casei de Asigurări de Sănătate, iar în perioada de 5 ani, în perioada de valabilitate, se poate face o nouă solicitare prin care se cere să îi fie înmânat acest card, urmând ca să îl utilizeze. Biserica Ortodoxă Română, prin hotărârea Sfântului Sinod, a cerut guvernului să găsească o alternativă pentru cetățenii care refuză cardul de sănătate pe motive de conștiință. În urma dezbaterii publice de pe 16 ianuarie, Ministerul Sănătății a promis că persoanele care refuză cardul de sănătate vor avea la dispoziție o alternativă. Peste 4500 de metri liniari de documente sunt păstrate în prezent la Biroul Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale. Instituția a înregistrat anul trecut o creștere semnificativă în ceea ce privește cantitatea colecțiilor arhivistice. La Giurgiu sunt doar 2 arhivari, prea puțin pentru numărul uriaș de documente. Protejarea și completarea bazei documentare proprii, asigurarea evidenței și prelucrarea arhivistică a documentelor aflate în păstrare și administrare au fost doar 2 dintre principalele obiective ale Biroului Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale în 2014. Cantitatea de documente păstrate a fost îmbogățită anul trecut cu aproape 20 de fonduri arhivistice create de diferite instituții din județ, având ca ani extremi 1895-2011. Metri liniari de documente ar putea fi mult mai mulți dacă instituția nu s-ar confrunta cu o serie de probleme. O importantă cantitate de documente ce pot prezenta valoare documentară se află încă în păstrarea creatorilor și deținătorilor de arhivă și a lichidatorilor judiciari. Principala cauză a creării acestei situații o constituie, pe lângă insuficiența spațiilor de depozitare de care dispunem, stadiul prelucrării documentelor aflate în păstrarea creatorilor și deținătorilor de arhivă, stadiu care, în multe dintre cazuri, nu poate fi vorba nici măcar de fondarea și ordonarea documentelor, nemai vorbind aici de inventarierea lor, o condiție absolut necesară pentru a intra în depozitele arhivelor naționale. Nu mai vorbesc de faptul că sunt situații în care mare parte dintre documentele aflate în păstrarea acestora nu sunt constituite în dosare. Sunt documente, foi volante, păstrate în condiții improprii și asta ne împiedică și pe noi să le preluăm și pe ei să le predea. În raport cu anii precedenți, Biroul Județean al Arhivelor Naționale a înregistrat o creștere semnificativă a cererilor cu un grad ridicat de complexitate ce necesită o cercetare laborioasă. Obiectul solicitărilor primite prin Biroul de Relații cu Publicul l-au constituit de cele mai multe ori eliberarea de documente privind exproprierea imobilelor și terenurilor, sistematizarea localităților, contractele de construire a locuințelor proprietate personală, proiectarea ansamblurilor de blocuri. Chiar în acest sens am avut solicitări de la Primăria Municipiului Giurgiu
fiindu-le necesare în vederea accesării unor fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor din cartierul Policlinică. În 2014, reprezentanții instituției au efectuat 26 de acțiuni de control la creatorii și deținătorii de documente din raza de competență. Structura se confruntă cu o acută și evidentă lipsă de personal. În prezent, la biroul județean Giurgiu al Arhivelor Naționale, lucrează doar 2 arhiviști. Peste 4500 de giurgiuveni au solicitat eliberarea unui pașaport în 2014, un număr în creștere față de anul precedent. Cei mai mulți dintre ei au depus cereri pentru pașaportul temporar, datorită timpului de eliberare mic de doar 2 ore. Mii de giurgiuveni au solicitat și au obținut anul trecut câte un pașaport. Numărul documentelor de călătorie eliberate în 2014 a fost mai mare comparativ cu anul precedent, iar statisticile arată că cei mai mulți dintre giurgiuvenii care și-au reînnoit actele au solicitat pașaportul temporar. Față de 2013 s-au înregistrat o creștere a numărului de solicitări privind eliberarea pașapoartelor cu aproximativ 250 de cereri. Din totalul acestor solicitări primite au fost 1803 solicitări pentru eliberarea pașapoartelor electronice și 2726 pentru eliberarea pașapoartelor temporare. Cele mai aglomerate luni pentru angajații serviciului de eliberare a pașapoartelor au fost cele de vară, dar și perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru a evita cozile de la ghișee, peste 150 de giurgiuveni au solicitat anul trecut livrarea pașapoartelor electronice la domiciliu prin curierat rapid. De când s-a introdus posibilitatea primirii pașaportului electronic la domiciliu de către cetățean, am avut un număr de 166 de solicitări privind transmiterea pașaportului electronic la domiciliu. Contravaloarea pașaportului temporar, care are o valabilitate de 12 luni, este de 222 de lei. Documentul de călătorie electronic se eliberează contra unei sume de 292 de lei și este valabil 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta până în 12 ani, pașaportul este valabil 3 ani, pentru care se achită 262 de lei. Conducerea serviciului de eliberare a pașapoartelor subliniază că minorii nu pot călători cu certificatele de naștere. Românii au cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, dar sunt pe primul loc în ceea ce privește deținerea de locuințe în proprietate. La acest capitol îi depășim și pe locuitorii țărilor, unde salariul mediu este și de 15 ori mai mare decât cel din România. Peste 95% dintre români sunt proprietari ai gospodăriilor lor, fie că este vorba de apartamente, fie că este vorba de case la curte. După cum arată datele furnizate de Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, procentul este cel mai mare din Europa, România reușind să depășească în top state mult mai dezvoltate, precum Germania, Franța, Marea Britanie, Spania, Polonia sau Suedia. Dorința de a deveni proprietar, chiar și cu venituri mici, nu este însă întâlnită doar în țara noastră. Pe primele locuri în topul statelor cu cei mai mulți proprietari, întâlnim și state precum Lituania cu un procent de 92,2%, Ungaria 89,6% și Slovacia 90,5%. În schimb, țări mult mai dezvoltate înregistrează din acest punct de vedere procente mai mici. Germania 52,6%, Franța 64,3%, Marea Britanie 64,6%, Elveția 44%. Paradoxal, românii sunt alături de bulgari cei care câștigă cele mai mici salarii medii nete lunare din Uniunea Europeană. Tot Eurostat arată că în Lituania salariul mediu net este de 248 de euro pe lună, în timp ce în Ungaria este de 267 de euro, în Slovacia este de 351 de euro, iar în România este de 174 de euro. Pentru comparație, elvețienii care dețin proprietăți doar în procent de 44% au salariul mediu net de 15 ori mai mare decât românii, respectiv 2615 euro pe lună, dar probabil pun mai puțin preț pe actul de proprietate. În 2008, deputat pe atunci liderul PSD de la Giurgiu, Niculae Bădălău, își dorea șefia Consiliului Județean. A pierdut pentru că alegerile au fost câștigate de Dumitru Beianu. Acum unii liberali susțin că Bădălău ar candida din nou în 2016, afirmații contrazise de liderul socialdemocraților. E clar că el a fost inițiatorul la
Întrebat în 2008 de ce un deputat vrea să devină președinte al Consiliului Județean, Nicolae Bădălău a răspuns: pentru că sunt inginer de profesie, sunt un om pragmatic și consider că pot fi de folos giurgiuvenilor ca președinte al Consiliului Județean. Știu să fac proiecte, pot să dezvolt județul și vreau să atrag fonduri europene pentru proiectele de dezvoltare din județ. Afirmația din 2008 nu se mai potrivește cu cea din 2015, deși unii liberali dau ca sigură candidatura lui Bădălău la șefia Consiliului Județean Giurgiu. Liderul PSD spune însă că nu se pune problema unei candidaturi din două principii. Nu voi candida, v-am spus-o și vă spun încă o dată. Nu voi candida din două principii. Unul, pentru că după Vasile Mustățea, nu știu dacă va mai fi ceva în județul ăsta, nu știu dacă clădirea nu le va lua sau ceva, probabil va avea birou în stradă, cine va fi următorul președinte, și nu cred că la vârsta mea pot să mai am atâta energie încât chiar să fac pentru giurgiuveni ceea ce trebuie făcut. Nu funcția mă interesează. Am discutat cu colegii mei, discut cu colegii mei toate problemele astea. Nu funcția e importantă. Important e să și reușești să lași ceva în spate. Singura preocupare a lor e să nu le ia cineva farfuria din față. În 2008, sloganul de campanie al lui Nicolae Bădălău a fost: știu, vreau, pot, fac. Iar printre obiectivele propuse erau crearea unui puternic port de mărfuri și de călători, realizarea unei șosele de faleză la Dunăre și construirea unei telegondole între Giurgiu și Ruse, Bulgaria peste Dunăre. Nicholas Mason a fost an de-a rândul toboșarul fidel al trupei Pink Floyd și este cunoscut de iubitorii muzicii rock și de admiratorii englezilor constituiți în celebra formație din 1964. Mason, fiu de regizor, a fost însă și pilot într-o vestită cursă desfășurată în Franța, iar în timp și-a adunat într-o originală colecție o serie de mașini de epocă. Baterist, compozitor și producător, singurul membru constant al trupei Pink Floyd de la formare în 1964, Nicholas Mason s-a născut pe 27 ianuarie 1944 în Anglia. Fiul al regizorului de filme documentare, Bill Mason, Nick s-a alăturat lui Roger Waters, Bob Close și Richard Wright pentru a forma Sigma 6, care avea să devină ceva mai târziu Pink Floyd. Bateristul trupei de rock progresiv și rock psihedelic, cu versuri filozofice, experiențe sonore, coperte inovative și spectacole live intens colorate, a avut, dincolo de ocupațiile sale de compozitor și producător, și alte pasiuni. De pildă, ca automobilist, a concurat la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, iar după ce a renunțat la activitatea competițională, a devenit un pasionat colecționar de mașini rare. Revenind la Mason și Pink Floyd, ar mai fi de amintit că Nick a iubit trupa căreia i s-a dedicat, a fost singurul membru al formației care a apărut pe fiecare album, a menținut în cadrul bandului flacăra vie în momentele grele și a scris o carte despre experiențele sale alături de cei care vor continua a fi cunoscuți ca Pink Floyd. Yeah.
Memorialul Constantin Alexandru la Lupte este competiția internațională de la care s-au întors componenții Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Aceștia au obținut rezultate bune, iar în vitrina de trofee a grupării giurgiuvene și-a găsit locul prima medalie de bronz obținută la o competiție de un asemenea nivel. Ridică genunchii, mișcă corpul până pe urechea contrată în spate, stânga. Întoarși recent de la primul turneu internațional de lupte greco-romane la care au participat, tinerii componenți ai Clubului Sportiv Municipal Giurgiu își continuă antrenamentele, conștienți de faptul că viitoarele turnee la care vor fi prezenți nu vor fi deloc ușoare și, în plus, performanțele obținute la Memorialul Constantin Alexandru îi obligă. Pentru competiția care a avut loc pe 24 ianuarie curent în zona Plevnei din capitală, giurgiuvenii și-au propus ca obiectiv plasarea în primii 6 luptători la una dintre categorii, însă comportamentul foarte bun al sportivilor i-au condus către rezultate superioare. Competiția la care am participat este primul concurs internațional organizat de către Federația Română de Lupte și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Au participat aproximativ 280 de sportivi din România, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, iar Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a fost reprezentată cu rezultate foarte bune. La finalul competiției reușim să obținem o medalie de bronz și un loc 5. Pe poziția a 5-a s-a clasat Gheorghe Alexandru, în timp ce diploma pentru locul al 3-lea și medalia de bronz a fost obținută de Dan Cioban. Competiția a fost destul de grea, dar ne-am descurcat bine. La finalul concursului am luat locul 3 și medalia de bronz. Afiliați de un an la Federația Română de Lupte, tinerii giurgiuveni de la Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu au între 10 și 16 ani, luptă în limitele categoriilor 10-14 și 14-16 ani, iar sub conducerea antrenorului Florin Antonescu speră să facă noi și plăcute surprize giurgiuvenilor și în primul rând susținătorilor acestui sport de tradiție în România, luptele greco-romane. Vă invit acum să urmărim rubrica Meteo. Vremea se va menține închisă și miercuri, când vor cădea precipitații slabe mixte local în sudul țării și pe arii restrânse în rest. Vor fi condiții de polei. Vântul este mai sprinten pe litoral, iar maximele termice vor pleca de la minus 1 grad în Moldova și vor ajunge până la 5-6 grade local în sud, centru și vest. În Giurgiu vremea rămâne mohorâtă miercuri și sunt așteptate precipitații slabe mixte. Vântul nu are excese, iar termometrele strâng cam 3-4 grade peste zi. În județ se vor înregistra 3 grade la Bolintin Vale, Mihăileș, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele, Comana și 3 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 751 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 88%. Apele Dunării sunt în creștere cu 45-55 cm, cota probabilă fiind 512 cm. Doamnelor și domnilor, cu datele despre starea vremii punem punct jurnalului din această seară. Rămâneți cu TV Giurgiu și puteți urmări în continuare emisiunile Punctul PI și Suflet Tânăr. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!